Bine ați venit la evenimentul cultural care marchează cea de-a treia zi a Sărbătorilor Galațiului, a Zilelor Galațiului. Este vorba de o lansare de carte, o lansare de carte importantă pentru lumea noastră și pentru spațiul în care fiecare seară ne lăsăm sufletele. Am scris câteva cuvinte. Mi-a plăcut niciodată să vorbesc despre un om. Nu mi-a plăcut să vorbesc despre un om pentru că niciodată n-am știut ce să spun. N-am știut ce să spun pentru că mi s-a părut totdeauna de bun simț să las faptele să vorbească despre omul respectiv, pentru că faptele nu pot avea nicio urmă de subiectivism. Și cu toate astea, am scris câteva cuvinte care descriu omul din spatele cărții, om care și-a transformat sufletul, gândurile și experiențele avute prin întruchiparea atâtor personaje, care, așa cum ne place nouă să spunem, vin din interiorul nostru și lasă ceva în urmă atunci când apare, dispare. Iubire de scenă, ambiție, autoperfecționare, talent, precizie, sensibilitate, forță, dorință de cunoaștere și autocunoaștere, tăluire, polivalență, seriozitate, colegialitate, spirit de echipă, profesionalism, inteligență. Sunt cuvinte care descriu omul din spatele cărții, omul din spatele scenii, omul din spatele personajelor, omul căruia putem foarte bine să-i spunem în seara asta Zoia, sau Mărioara, sau Esi, Dorotea, Lucreția, Luiza, Doamna Martin, Georgette, Electra, Veta, Amelia, Constanț, Anca și mai arată foarte multe nume, dar o să ne limităm în a-i spune Tamara Constantinescu. Mulțumesc domnului director și colegului meu, Cristian Gheorghe, pentru atât de multe cuvinte frumoase, strânse toate la oaltă, atât de multe încât le-am și uitat câte sunt. Mulțumesc! Bine, nu știu dacă chiar toate sunt adevărate, dar cred că mai aparțin și caracterizările ale personajelor pe care le-am jucat. Unele au fost inteligente, chiar. Vă mulțumesc tuturor că ați venit. Probabil este prima carte pe care o lansez și din cauza aceasta. În seara asta avem doi invitați speciali. Am să încep întâi cu doamna, că așa este frumos. Este vorba despre doamna conferențiar universitar, doctor abilitat, ca să-i spun toate titlurile, Anca Doina Ciobotaru, de la Universitatea de Arte George Enescu din Iași, și cel de-al doilea invitat, domnul director, profesor universitar, doctor, decan al Universității, al Facultății de Arte de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Mă gândesc în spectacol să multă lume este aici. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Ascultându-l pe Cristi Gheorghe, îmi dau seama de ce o doamnă a scris o carte despre atâtea doamne, interpretând atâtea și atâtea personaje. Este un subiect dificil. M-a pus acum vreo lună și ceva de zile, Tamara Constantinescu îmi spunea că scrie o carte. M-am bucurat pentru ea. Cât nu scriu cărți, nu știu cât să le citesc. Am ajuns la paradoxala situație de a se scrie mai mult decât se citește. Dar și m-am bucurat pentru ea. Acum ceva mai puțin timp în urmă, mă sună din nou și îmi spune: vezi că am și lansat cartea, vreau să ți-o trimit. I-am mulțumit din nou. După care îmi spune că vreau să o și prezint. Ea atunci am intrat în panică, chiar trebuia să o și citesc. Scăpasem până atunci. M-am bucurat de faptul că puneam un cadou așa frumos o carte. Până la urmă a trebuit să o și citesc.
Și nu m-am grăbit foarte tare, pentru că săptămâna aceasta, când a început, am arătat treabă din nou, a ajuns cartea la tine, a spus că nu. Era un pic în panică. Am recuperat cartea și citind titlul, am intrat și eu în panică. Pentru că e foarte ușor ce se scrie acolo. Cum să vă spun, această carte care prezența femininului prin absență. Personajul feminin prezent prin absență. O lungă perioadă de timp ai simțit acest capitol din plin, dar și de acolo probabil i-a și venit ideea doamnei Tamara Constantinescu, colega noastră, să scrie acest capitol. Această carte denotă în primul rând un lucru pe care mulți dintre dumneavoastră poate că nu-l știu. Eu am descoperit, vreau să vă întreb, să recunosc, nu am reușit să citesc în profunzime această carte, pentru că trebuie să o citesc în volum. Nu trebuie să lipsească din biblioteca niciunei facultăți de arte. Este un material didactic extraordinar. Și nu numai din biblioteca facultăților sau liceelor de arte, cred că și mulți dintre regizorii care au curajul să monteze o piesă a lui Ionescu sau lui Beckett, ar trebui mai întâi să citească această carte. Chiar dacă aveau dorit familia și poate uneori și scena de prezența dumneavoastră, a lăsat în urmă o carte care va fi foarte importantă pentru viitor. Și trebuie să spunem și din partea colegului nostru, Gabriel Constantinescu, probabil dacă s-ar întâlni peste mulți și mulți ani acum, recent, cu un fost coleg de liceu, și l-ar întreba ce face soția ta, spală, calcă, face cumpărături, dar soția ta ce face? Am mea scrie o carte. Ei, deja, va fi invidiat, el s-a însurat o intelectuală. Aceasta este Tamara Constantinescu. Mulțumesc, domnul Miță, pentru toate cuvintele pe care le-a adresat acestei cărți, în primul rând. Am să rog pe doamna conferențiar universitar să spună și domnia sa câteva cuvinte. Înainte de toate, spun bună seara și cred că ați înțeles că înșiruirea aceea de cuvinte, titluri, era doar pentru a crea o atmosferă eneștiană, da? Ca să ne înțelegem, deci că altfel suntem în altă parte. Însă e limpede că sunt și onorată și fericită că sunt aici. Onorată e simplu. Suntem într-o casă a teatrului și am fost invitată, pentru că probabil sunt un om norocos, că altfel nu se explică, să vorbesc în fața celor care slujesc și iubesc teatrul deopotrivă. Și asta nu poate decât să ne onoreze. Oricine ar fi, cu orice poziție ar fi, nu poate fi decât onorat. O comunitate recunoaște împlinirea muncii unui semen, unui partener, unui coleg. Și știe toată lumea că unul e un număr mult prea mic pentru a putea face lucruri importante. Dar când sunteți împreună, cu siguranță lucrurile se leagă. Și atunci, odată, cineva își asumă riscul de a trece dincolo de scenă, de a căuta. Aș vrea ca foile din fața mea să însemne pentru dumneavoastră nu un motiv de spaimă. Întotdeauna partea cea mai interesantă e după foile astea, știu. E un semn de respect al meu pentru dumneavoastră, pentru că altfel de formație profesională voi fi obișnuită să citesc, să vorbesc 120 de minute. Deci, din cauza asta mi-am făcut foi ca nu cumva să mă trezesc vorbind, o să glumesc, evident. Așadar, vă mulțumesc că m-ați făcut părtașă la bucuria dumneavoastră de a fi aici în această seară. Și ăsta este primul semn că sunt norocoasă. Dar sunt norocoasă de două ori. Sunt norocoasă și pentru că am asistat la traval interior, la nașterea multor pagini din această carte. Și am văzut cum personajul ionăștian de hârtie se transformă într-un personaj viu și a prins viață și sus în sală, eu,
Și personajele acelea vii de hârtie apoi au fost filtrate și prin oglinda de literă au devenit corp al acestei cărți. Deci, când asiști la o astfel de poveste, cum poți fi altfel decât norocos, pentru că nu ne ești primit în fiecare zi? E un ghid. E un punct de pornire. S-ar putea să fiți de acord cu el sau nu. Cert este că nu o să puteți afla decât dacă o să citiți cartea. Așa că vă doresc lectură plăcută. Și pentru că suntem în Casa Teatrului, ea a reușit să se depășească și ne-a provocat, practic, e o provocare cartea asta, din punctul meu de vedere. Noastră va trebui să o citiți ca să mă combateți și până vă las adresa de e-mail și purtăm discuții dacă doriți. N-am nimic împotrivă să mă contraziceți, dar cu argumente, așa cum o face Tamara. Ea ne provoacă la o incursiune în lumea personajului feminin, personajelor feminine. Și nu numai pentru că personajul ăsta feminin nu e niciodată scos din cuplu și din relație. De ce? Pentru că ea nu este un filolog, punct, ci este o actriță care s-a gândit să treacă dincolo de ceea ce îi spune regizorul. Ea e, în fond, e un autor răzvrătit. Ea e o răzvrătită. Pentru mine. Pentru dumneavoastră, cu siguranță e o părere minunată, care s-a apucat de scris. Și eu fi venit să scrie cărți, sunt atât de multe lucruri pe care le putem face. Dar, mă rog, e problema ei. Dacă o să citiți cartea, sau măcar cu prințul, și o să legați lucrurile, o să vedeți că logica ei merge pe un fir roșu. Și o să vedeți așa, că trece pas cu pas de la capitol la capitol, dincolo de lumina înșelătoare a unui alt început, care ne-ar putea plasa între depersonalizare și deriziune. Trece cu bine de confruntarea cu himerele și capcanele modernității și apoi, ce credeți că s-a apucă de făcut? Decriptează simbolurile în gest și obiect scenic, simbolistica onomastică și semnificația culorilor. După care, liniștită, se abandonează privirii și neliniștii creatorului de personaje și își asumă nici mai mult, nici mai puțin decât setea și foamea de superlativul existenței. Toate aceste titluri, de fapt, nu arată decât neliniște. E neliniștea unei actrițe care, repet, a vrut mai mult decât didascalii, a vrut mai mult decât invitațiile regizorului, indiferent cât de bun e, dar a vrut să gândească cu propria ei minte, a vrut să trăiască cu propria ei inimă și a vrut să plătească personajul acela cu propria ei viață, așa cum spunea și domnul decan foarte frumos, prin absență. E, de fapt, dacă vreți, o călătorie în lumea fantasmelor interioare. Ar trebui să spun și eu câteva cuvinte despre carte, nu știu ce aș mai putea să vă spun, s-au spus o grămadă. Aveți în spate imagini care cuprind titlurile capitolelor și fotografiile sunt din spectacolele la care fac referire în lucrare. Sunt spectacole, mai ales în primele două capitole, care le analizez, spectacole care au legătură cu subiectul acesta. De ce am ales tema Ionescu și Beckett? Sigur că am jucat, dacă vă mai aduceți aminte, ceva ani în urmă, Doamna Martină în Cântăreața Cheală. Era imediat după Revoluție, nu citisem decât Rinocerii, pentru că nu am avut textele. Pe vremea aceea Ionescu era interzis în România și dintr-o dată am descoperit o lume
cred că era undeva în 93 sau 94, am descoperit o lume care fusese închisă. A început să-mi placă Ionescu și, bineînțeles, am început să-l citesc și pe Bechi. Mi-a plăcut, dar nu m-am gândit atunci că peste câțiva ani o să scriu o carte despre ei. După Cântăreața Chiară, doamna Martin din Cântăreața Chiară, m-am întâlnit cu Ionescu la masterat. Și am realizat cu mine, știți, acel recital, 5 dimensiuni feminine, care era de fapt o lucrare de masterat, care s-a transformat într-un spectacol și încet, încet s-a transformat și într-o lucrare de cercetare. De ce personajul feminin? Nu pentru că sunt o feministă. Am parcurs o bibliografie importantă în perioada masteratului și una și mai importantă în perioada doctoratului. Ești obligat să citești multe cărți. Și am constatat că acolo sunt analizate cu precădere personajele masculine. În general, lucrările de specialitate sau cele de critică literar dramatică se ocupau de personajele masculine, cele feminine, eventual puse în mici relații cu cele masculine. Și m-am gândit că personajele feminine sunt un pic nerealizate, ca să spun. Iar într-o lucrare de doctorat ești obligat să ai și o parte de originalitate. Și bineînțeles că o parte din originalitatea lucrării mele de doctorat o reprezintă analiza acestor personaje feminine. Bineînțeles că am încercat să caut acele personaje feminine de care nu prea s-au ocupat criticii de specialitate sau alți doctoranți. Apoi am ales tema și din alt motiv. Din experiența mea ca actriță, ca spectator de teatru și ca îndrumător al unor studenți de la Universitatea de Arte din Iași, am constatat că atât viitorii creatori de spectacol, viitorii teatrologi, cât și o parte dintre spectatori ocolesc spectacolele, piesele care aparțin teatrului absurdului, motivându-și atitudinea prin dificultatea descifrării lor. Și atunci mi-a venit ideea să aduc o mulțime de idei noi, să ajung într-un fel la limpezirea acestor personaje feminine, astfel încât să apară noi posibilități de descifrare a lor, de creare a viitoarelor fișe de personaj. Este ca și când ai citit cartea de telefon, probabil. Sigur că, având în vedere că între noi majoritatea sunt oameni de teatru, m-aș bucura dacă ați citi cartea și aș vrea să aud un feedback. Puteți să mă contraziceți în ideile pe care le-am spus. Vă mulțumesc încă o dată și la mulți ani pentru ziua noastră.